Salutare, mă bucur să vă pot întâmpina la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. Eu sunt Adelina Ghilea și dacă doresc ceva din toată inima, este ca timpul petrecut aici la emisiune să reprezinte acele conversații pe care abia le așteptați, pe care le savurați și pe care puteți să le duceți mai departe. Mie îmi place foarte mult aici la Asimetric pentru că am ocazia de fiecare dată să stau de vorbă ca între prietene cu invitate care vin din diverse domenii de activitate, din diferite etape de viață, cu un bagaj bogat de experiențe unice și câte am de învățat de la fiecare dintre ele. Așa că astăzi, cu cea mai mare încântare, vreau să vi le prezint pe invitatele mele. O să încep de la dreapta mea, Dina Nechita. Bine ai venit, Dina! Bine v-am găsit, mulțumesc! Și în asta, la altă parte, avem pe doamna Paraschiva Pop și pe Daniela Grigor. Bine ați venit! Da, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Cum ați zis, sunt foarte încântată. Astăzi noi ne-am ales cumva o temă comună de discuție, care evident vine la pachet cu foarte multe ramificații pe care nu vom reuși noi să le exploatăm pe deplin astăzi. Sper să fie doar începutul unor sau unei serie de conversații, cine știe. Așa că invitația este deschisă de la bun început pe viitor. Dar noi ne-am propus să conversăm astăzi despre conceptul acesta de mentorare. Și zic cu niște ghilimele pentru că, de fapt, nici nu avem cuvântul acesta în dicționarul explicativ al limbii române, însă îl folosim destul de des, cum nici verbul a mentora nu există. Există cuvântul mentor și, Dina, tu ai găsit ceva interesant care explică acest cuvânt, dar pentru discuția noastră, probabil că vom folosi interschimbabil atât termenul de mentorare, cât și de ucenicizare, care se pretează mai mult în domeniul spiritual. Și ne referim la acea relație, pe scurt spus, acea relație în care o persoană mai matură, dintre anumite puncte de vedere, investește în cealaltă persoană. Dina, zi-ne tu ce ai găsit despre cuvântul mentor, că este foarte interesant. Da, am aflat că este de fapt un termen folosit și în botanică, care înseamnă altoiul dintr-un pom mai bătrân pe care îl pui într-un pom tânăr ca să-i împrumute atributele. Și reflectă exact ceea ce încercăm noi să descoperim astăzi. Înainte să intrăm poate un pic mai profund în discuțiile noastre, am eu o întrebare cu care aș vrea să începem discuția noastră. Mereu am tot felul de curiozități și mereu îmi place să lansez așa cât e o intrigă. Așa că aș fi interesată să știu cum, din punctul vostru de vedere, cum credeți că este perceput acest concept de mentorare atât în cultura noastră românească în general, cât și în cultura bisericească și aș spune chiar evanghelică, că de aici provenim și putem să vorbim mai coerent pe subiectul ăsta în contextul evanghelic. Pun întrebarea asta pentru că, pe de o parte, țin minte perfect că în primul semestru de facultate aveam un curs care era exact pe tema asta de ucenicizare și știu că ni s-a pus întrebarea cine este mentorul vostru și de ce are importanță în viața voastră. Iar eu am rămas un pic blocată. Asta se întâmpla într-o țară din vest. Da? Am rămas un pic blocată pentru că nici nu am știut să identific un mentor în viața mea, dar nici nu credeam că am nevoie. Deci nici nevoia de a fi mentorat nu am identificat-o. Și atunci mi-am dat seama cât de mare e diferența asta de cultură între ce știm noi aici și ce se petrece în vest. Pe de altă parte, și poate greșesc, poate sunt doar niște, adică clar sunt niște observații subiective, generația mea și generațiile care vin după mine, sau poate și generația ta, Daniela, este destul de mult expusă la această încurajare, mai ales noi femeile, ca să devenim din ce în ce mai independente și autonome. Asta, în alte cuvinte, înseamnă că noi ne descurcăm singure, noi nu avem nevoie de nimeni și de nimic, puterea este noi, ăsta este mesajul atot cunoscut pe internet. Avem nevoie de un speaker motivațional, eventual, dar nu de un mentor, că un mentor ne mai și trage de mânecă din când în când, ne mai și corectează din când în când. Și atunci,
am văzut experiența mea și apoi mă uit un pic la ce spune mie cultura contemporană. Și cred că e important să înțelegem un pic de unde plecăm și unde ne aflăm în discuția asta. Așa că revin la întrebarea mea. Cum vedeți voi că este perceput conceptul ăsta? În contextul bisericesc se folosește mai ales termenul de consiliere. Și în contextul actual, sub influența mersului lumii acesteia, a Domnului Puterii Văzduhului, care lucrează acum în fiii ascultării, se simte, se resimte nevoia consilierii tot mai acut, pentru că tinerii noștri sunt sub această influență, sub acest val care se năpustește cu tot mai mare putere, adică valul lumii acesteia. Și învățătorii de școală duminicală, liderii de tineret, sunt și consilieri. Deci tinerii merg și pun întrebări, cum să procedez în cazul cutare, mi s-a întâmplat cutare. Da, deci se folosește mult termenul de consiliere. Da. Chiar povesteam cu Daniela la telefon ceva mai devreme despre faptul că și aici un pic se face diferența. Cred că de multe ori când folosim termenul de consiliere, ne gândim mai mult la o sfătuire, nu atât de mult la o relație. Dacă ne uităm la specificația sau specificul mai tehnic al cuvântului. Dar sunt curioasă ce observații mai aveți și voi. Da, mă bucur că ai punctat asta. Cred într-adevăr că am putea să clarificăm poate termenii aceștia și să ne gândim ce înseamnă consiliere, ucenicizare și mentorare, care ele se ating în anumite puncte, dar cred că există și o ușoară diferență între ele. Mă gândesc poate la consiliere că este mai mult un ajutor țintit pe o anumită problemă, dar diferența dintre consiliere și mentorare este, cum ai zis și tu, Adelina, în relația de mentorare este o relație din ambele direcții și se dăruiește atât mentorul cât și cel care este mentorat. Altfel spus, apropo de observația mea de mai înainte, cred că trebuie să, într-o asemenea relație, trebuie și să acceptăm că avem nevoie de un mentor, dar și să fim gata să investim mai apoi la rândul nostru. Deci sunt, cred că, ambele valențe. Și poate cealaltă bucată a întrebării tale era legată de cât de mult vedem noi lucrul acesta întâmplându-se în cultura românească, dacă nu? Dacă foarte răspândit sau mai puțin. Tu spuneai că ai întâlnit conceptul sau ai fost confruntată cu întrebarea cine te mentorează, dacă ai oameni de la care înveți destul de târziu în viață și într-o altă cultură. Nu cred că e cazul să vorbim în absolutul nici într-o direcție. Corect. Dar poate, în general, cultura românească nu e neapărat cea mai cooperantă sau în care oamenii să tragă împreună. Poate că suntem, așa mi se pare mie cel puțin. Și, din nou, asta nu cred că e ori așa, ori așa, ci peste tot sunt secțiuni de populație sau sunt grupuri de oameni în care lucrurile se întâmplă diferit. Și mie, de exemplu, mi s-a întâmplat asta. Aproape toată viața am avut la îndemână sau Dumnezeu mi-a dus în cale în anumite perioade diferiți oameni care au avut un rol foarte important în viața mea. Dar nu pot să zic că am văzut structuri foarte bine stabilite în direcția asta, nici în biserică, nici în societate, sau nu cât aș fi vrut să văd. Nu avem timp să exploatăm foarte mult, cum spuneam și la început, fiecare aspect în parte. Eu am mai observat, poate asta se manifestă mai mult în zona de business, în zona de antreprenoriat. Iarăși o diferență foarte mare. Țin minte că la primul meu job pe care l-am avut când am studiat dincolo, cumva prima responsabilitate era ca automat să încep să formez pe cineva. Pentru că dacă eu la un moment dat trebuie să renunț sau plec sau se întâmplă ceva, acel cineva să poată să-mi ia locul. Profesional. Profesional. Da.
era tot un soi de relație, mentorare, de mentorare. Sigur. Și o practică normală și așteptată. Și o practică normală, pe care, în schimb, la noi, cel puțin în mediul profesional, mai rar o vedem cumva. Da. Ne este frică parcă să dăm din cunoștințele noastre, de teama ca persoana cealaltă să nu devină mai bună decât noi. Yeah. Și cred că asta unor ne împiedică în învățământ se practică, adică un profesor nou întotdeauna este asistat de director sau de un alt profesor mai cu multă experiență chiar în domeniul respectiv, deci chiar la materia respectivă. Și după ce asiști profesorul, stai de vorbă cu el și areți punctele pozitive și punctele negative, ce ar putea să îndrepte, deci se practică în învățământ. Da, se practică. Fiindcă vă avem aici pe voi, Dină și doamna Paraschiv, voi aveți o relație deosebită și ideea acestei emisiuni a pornit exact de la relația voastră și Dină, m-aș îndrepta înspre tine, poate să ne povestești un pic ce a însemnat pentru tine investiția doamnei Paraschiva în viața ta și în formarea ta și cum s-au legat pe urmă lucrurile ca să te ducă pe tine în punctul în care ești astăzi și faci ceea ce faci. Da, vorbim despre o cultură românească în care nu sunt foarte obișnuite aceste exemple și uite că noi prin anii 80 ne-am cunoscut. Eu eram în clasa 5-a. Faceți voi calcule. Doamna Paraschiva nu era. Era o doamnă profesoară care venea într-un sat din Maramureș, nu știu de ce, foarte miraculos, și învăța copiii de școala duminicală și tinerii lucruri fantastice, extraordinare. Avea niște vocabulare cu care venea și ne punea acolo să ne notăm lecția zilei și ne dădea ții build-uri pentru performanță și eu mă duceam și la întâlnirile de copii și la cele de tineri, voiam să aud tot și chiar le spuneam fetelor că duminica, într-o biserică penticostală de țară, era invitată să împărtășească cuvântul Domnului și vorbea cu pasiune din Scriptură și eu la 12 ani cât aveam, mă gândeam, uite, când cresc mare, eu așa vreau să fiu, ca doamna asta care vorbește Scriptura atât de simplu și știe versetele peste tot și am început să ne facem cartonașe și să citim și să învățăm și, mă rog, ulterior ai venit cu Cathy și am făcut tabere chiar în 89, în an de revoluție. Eram prin păduri cu străini și aveam literatură creștină bună și apoi când am venit la facultate m-a invitat la prima întâlnire, conferință AXI, care s-a ținut la Cluj, la Casa Tineretului și am fost atât de șocată să aud învățătură despre cum să predai și despre cum să investești în elevi și despre lucruri dintre astea așa nemai auzite și să-mi cumpăr cărți de acolo, nu aveam, eram super săracă, dar toți banii mi-am dat pe ce cărți se vindeau acolo. Apoi am lucrat la liceu creștin o perioadă și am continuat să am oportunități din cauza că ai mai văzut, ai investit în mine și m-ai chemat la diverse lucruri care m-au pus pe o traiectorie pe care nu îmi pot imagina viața fără ea, în sensul că a dus la conexiuni ulterior, la direcții și la aspirații de a face același lucru, de a găsi oameni care au potențial, care sunt flămânzi să învețe și să facă o diferență ei înșiși. Să știi, Dina, că chiar am scris doamnei Paraschiva, fac o mărturisire aici, pe un bilețel, după cealaltă conversație pe care noi am avut-o, că mi-aș dori, când o să fiu mare, vreau să fiu ca dânsa. Deci așa asta este sentimentul și te înțeleg foarte mulțumesc bine. Mulțumesc de compliment. Mulțumesc, da. Mulțumesc. Revenind la povestea ta, din acum, cum s-au legat lucrurile? Că chiar și tu ai spus că nu ai vedea viața ta, nu ai vedea-o fără și ceea ce faci fără relația asta. Cum se manifestă? Ce faci tu acum? Care e replica acestei relații acum, specific în munca ta de zi cu zi. Da, și vreau să, înainte de asta, vreau numai să zic că nu e ca și cum am avut o relație de mentorat toată viața și, dar au fost elemente cheie și momente de 2-3 ani
acolo și dincolo, care cumva, și eu cred că așa se întâmplă când umbli cu Dumnezeu și când ai o chemare și așa, Dumnezeu scoate în cale oamenii necesari când e nevoie, pentru o anumită perioadă de timp și după aceea te trimite unde ai de mers și după aceea ne revedem și ne bucurăm de roade și ne aducem aminte de lucrurile bune petrecute și așa văd eu investirea în oameni și mentorarea în general. Nu o văd ca și pe o chestie pe care o trăiești toată viața cu aceeași persoană și ci pur și simplu în funcție de circumstanțe și chemări, da. Întrebarea era ce fac acum astăzi? Din cauza asta, printre altele. Da. Lucrez cu o fundație care se numește Pas cu Pas și noi de 20 de ani buni ne ocupăm de copii din instituții, de copii orfani sau, mă rog, din sistem, cum îi numim, că mai nu e neapărat propriu termenul orfani. Mulți dintre ei au părinți, dar sunt abandonați și cred că ce aș vrea să zic despre... sunt multe lucruri pe care le facem și sunt pe internet, e ușor de aflat ce face Fundația Pas cu Pas, nu vreau să vorbesc despre asta. În schimb, aș vrea să zic că în ultima perioadă Dumnezeu foarte tare ne-a provocat să devenim... să ne schimbăm cumva viziunea din a ajuta orfanii mai mult decât... a duce o cutie de shoebox la Crăciun sau a împlini nevoi imediate, la a crea o comunitate transformațională în care oamenii, mult mai mulți decât Fundația Pas cu Pas, cu voluntari, angajați, oricât să am fi, noi nu putem adresa această problemă care e foarte mare, cumva să creăm un context în care biserica și alți oameni care nu sunt neapărat din biserică să poată contribui la soluționarea acestei probleme sau la îmbunătăți lucrurile. Și pentru mine cel mai important lucru este cumva să contribui la a crea o comunitate în care oamenii să primească pe măsură ce dau. Vanier, Jean Vanier este fondatorul L'Arche, care, nu știu dacă știți, a deschis sute de centre de, cu persoane cu dizabilități și el spune că oamenii de obicei vin să ajute pe cei în nevoie, dar nu rămân decât atunci când realizează că ei sunt în nevoie și că noi toți, de fapt, avem nevoie de acea slujire pentru că Dumnezeu lucrează în viața noastră în timp ce noi slujim. Și acei oameni, cred că, rămân într-un final în comunitățile transformaționale care realizează că nevoia noastră e de diverse feluri. A unora este poate de ajutor imediat, altora este de a putea dărui și de a se îmbogăți prin asta. Tu, Dina, ai avut într-o discuție, conversație prealabilă pe care n-am avut, ai avut o întrebare foarte interesantă pentru noi, care cred că suna în felul ăsta. Ce ne-a lăsat pe noi, fiecare, pe traiectoria asta a mentorării? Pentru că fiecare în viața de zi cu zi ne îndeletnicim într-o măsură sau alta cu treaba asta, cu conceptul ăsta. Și poate în cuvinte foarte scurte, ca să vedem care e povestea voastră, cum v-ați lansat în cuvintele din pe traiectoria asta? Deci, m-am gândit și la viața mea. Dumnezeu m-a dotat într-un anumit fel și am fost atrasă înspre această lucrare de a mă investi în oameni. Acum, sigur că în fiecare perioadă a vieții, în fiecare etapă de vârstă, te investești într-un anumit grup, pentru că nu te poți investi în tinerețe în ceea ce poți la 70 de ani, pentru că ai altă experiență și ai trecut prin anumite lucruri, anumite probleme. Deci asta m-a determinat, chemarea lui Dumnezeu și faptul că mă simțeam echipată, mă simțeam atrasă înspre lucrarea aceasta. Excelent. Daniela, care e povestea ta din punctul ăsta de vedere? Da, și pentru mine a fost acum 13 ani o invitație de a mă implica într-o lucrare de mentorat, de a fi mentor într-un program de mentorat din cadrul Asociației Preventis. Iar imboldul a fost dorința de a trăi cu sens, de a avea impact în viața celor din jurul meu. Și astfel am ajuns să mă implic în relaționarea cu un copil. Un copil atunci, în urmă cu 13 ani. Și scopul a fost să creăm o relație de prietenie,
de atașament în care copilul se simte că are pe cineva alături de el în circumstanțele în care se află atunci, în dificultățile în care se află, și cred că nevoia a fost de a fi ascultat, de a fi văzut, de a-i se acorda atenție, timp, și în felul acesta de a avea curajul de a explora, de a învăța lucruri noi, și treptat s-a construit această încredere și el a învățat cum să ai încredere și în el și în relațiile pe verticală și pe orizontală. Iar asta cumva împlinește și porunca prin care ni se spune să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit el. Și atunci când te implici cu adevărat, când arăți că îți pasă cu adevărat de celălalt, că îl iubești, împlinești ceea ce spune și Domnul Iisus. Și aici cred că sunt doi factori majori care au contribuit la crearea acestei relații de prietenie sau mentorare, depinde fiecare cum o vede. Iar unul dintre ele, dintre factori, ar fi consecvența. Faptul că alegi să te implici cu regularitate. Iar pentru noi atunci, în programul de mentorat, au fost întâlniri săptămânale. Iar asta a creat acea predictibilitate a întâlnirilor, a faptului că, da, data viitoare să ne vedem din nou, vei fi aici, vei fi acolo. Iar asta a fost o relație transformatoare și pentru mine. Și cred că asta este un tip de prietenie sau de mentorare despre care vorbim. Vezi, Dina, exemplul pe care tu l-ai dat și pe care relația pe care voi aveți, poate că a fost sacadată pe alocuri, poate că nu v-ați văzut atât de constant, dar tot s-a întâmplat acele transferi și mi-a plăcut foarte mult, Daniela, că ai adus în discuție aspectul ăsta al iubirii de aproape. Pentru că dacă nu faci asta în dragoste, investiția se oprește, se întrerupe, undeva se scurge și cuitează povestea, pentru că nu, dacă nu faci în dragoste... Și nu dacă te califici, nu te califici ca mentor fără dragoste. Exact, și asta este cel de-al doilea factor important într-o astfel de relație, anume să fii centrat pe celălalt, să îl pui pe celălalt pe primul loc. Și în felul ăsta îi arăți într-adevăr că îl iubești, așa cum și tu ai fost iubit la rândul tău. Să știi că și consecvența despre care vorbeai, cred că ne formează și pe noi. Pe de-o parte, dar sunt contextele astea sporadice în care te duci, întâlnești constant, dar și acolo. Și acolo era o consecvență, chiar dacă nu era direct atribuită ție, Dina, dar atunci când te costă un pic, că și pe mentor trebuie să-l coste. Absolut. Și chiar povesteam noi înainte să începem emisiunea despre atunci când slujești pe cineva, când ajuți pe cineva, ca să nu vorbim doar în termeni bisericești, când te costă și când simți că investești ceva, te bucuri mai mult și pui mai mult suflet acolo. Și există și răsplată. Exact. Da, când te investești, da, așa, binecuvântare, exact. Da. Apropo de întrebarea anterioară cu ce ne-a lansat pe traiectoria asta, dacă ar fi să răspund, eu n-am un răspuns foarte complex la întrebarea asta, pur și simplu m-am trezit pusă în contextul respectiv și cred că se leagă cu ce spuneați dumneavoastră de chemare. Chemare. Și mi-a plăcut foarte mult că ați folosit cu fermitate ideea asta, că da, Dumnezeu ne-a dotat. Ne-a dotat pe fiecare cu niște abilități și calități. Însă de multe ori m-am trezit în contextul ăla în care m-am simțit complet incapabilă și totuși, revenim la ce ziceam, la valoare, când am văzut că investiția mea face diferența și contează, trebuie să-i dau înainte. Că este confortabil, că nu este confortabil. Da, Daniela, vreau să revin la tine și la povestea ta, pentru că așa ai început tu și astăzi faci cumva tot același lucru, 13 ani mai târziu. Da, relația mea de prietenie cu fetița de atunci continuă și acum și nouă ne place să zicem că va fi pe viață, chiar dacă, într-adevăr, nu ne mai vedem săptămânal, ca și la început. Ne vedem mult mai rar acum, dar a rămas acea prietenie acolo.
Și ca și, uite, putem să vorbim, cred că e momentul să vorbim despre o oportunitate practică legat de ce faceți voi la Asociația Preventis, pentru că același program de mentorare continuă să existe și nevoia este foarte specifică. Da, aici aș mai adăuga numai felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, că 7 ani mai târziu, după ce am ales să fiu mentor, am primit o altă invitație, aceea de a mă alătura echipei Preventis sub un alt rol, de a lucra pe acest program de mentorat. Știi că în Împărăția lui Dumnezeu, când faci ceva treabă bună, ți se dă mai mult. Da, da, niciodată nu ți se ia, ți se dă din ce în ce mai mult. Da, și pentru mine asta e o onoare. E o onoare să pot să fiu parte la o astfel de lucrare. Și astăzi avem bucuria să, anul acesta ne dorim să ajungem la 100 de copii care să beneficieze de un mentor, de o relație de felul acesta. Și sigur, e mare nevoie de implicare pe partea asta de a fi mentor. Și eu continui să mă uimesc de poveștile transformatoare care au loc în astfel de relații, atât pentru cel mentorat, pentru copil sau adolescent, dar și pentru mentor, pentru cel care, cum ați spus, investește. E minunat. Așa cum tu ai primit niște invitații subtile din partea lui Dumnezeu, subtile dar clare, poate că și acum, prin ceea ce tu ne povestești, devine o invitație subtilă pentru cine ne urmărește. Așa că o punem acolo pe masă și rămâne ca o invitație deschisă. Cred că vă pot găsi și în online foarte ușor și se pot interesa de programul vostru. Aș vrea să se aducă în discuție o altă întrebare, se leagă de ce spuneam un pic mai devreme, de faptul că au fost multe momente și acum sunt multe momente în care mă trezesc în tot felul de contexte și mă simt incapabilă. Asta e sentimentul. Și întrebarea este, cine poate fi de fapt un mentor? Eu cred că pentru a te califica ca mentor pe plan duhovnicesc, trebuie să fii în primul rând conectat la sursa divină, pentru că nu suntem sursă în noi înșine ca oameni. Și cum ar putea mlădița vulnerabilă să aducă rod dacă nu este conectată la vița sfântă care este Hristos, de unde își trage seva sfântă, dătătoare de viață? Deci în primul rând să fii conectat la sursa divină, apoi să fii un om care iubește oamenii, care are milă, este foarte important să observi, să simți inima omului de lângă tine, este foarte important. Aș zice și ceva, dacă se poate. Cred că am ajuns, vorba lui Piric, bătrânețea, a ajuns la tot felul de înțelepciuni noi și una dintre ele este că vulnerabilitatea și faptul că ne putem recunoaște limitele printre cele mai importante lucruri și asta am învățat-o cu colegi de-ai mei din ultimii 15 ani de lucrez cu niște prieteni din Canada care foarte mult accent au pus pe ideea că noi nu o să putem niciodată ajuta orfanii decât atunci când ne recunoaștem propriile noastre limitări. Nu putem să mergem către ei sfătuindu-i sau așteptând să se schimbe câtă vreme noi nu ne punem în fața lor propria noastră călătorie în schimbare și păcatele noastre și limitările noastre și am ajuns cumva să mă bucur de harul lui Dumnezeu, nu să mă laud cu cât de multă nevoie am de har în sensul greșit, ci în sensul în care chiar numai în felul ăsta putem să inspirăm pe alții și pe mine mă inspiră foarte mult oamenii vulnerabili, oamenii care își recunosc limitele și uitându-mă în viața mea, oamenii care m-au ajutat foarte mult au fost oameni care au avut tot felul de greșeli. Nu au fost oameni perfecți și la care m-am uitat o perioadă la ei de sus, foarte în sus și m-am gândit că, wow, ce oameni perfecți și după aceea, când am început să mă dezamăgească, a fost foarte bine, pentru că mi-am dat seama că ăsta e lucru normal, cumva, și de ce să nu începem acolo, știi, să ne punem pe tavă limitările, așa încât cei cu care suntem onorați să lucrăm în viață sau să investim în ei sau să, ce știu, să umblăm împreună că e într-o relație de mentorare, să fie liberi ei înșiși să știe că pot să crească dintr-un
loc în care se află și că e normal, toți oamenii au nevoie. Da, limitările ne smeresc. Foarte da, mult. Limitările da, noastre, da, și faptul că ne simțim vulnerabili, asta ne smerește și depindem mai mult de Dumnezeu exact. Și nu mentorăm cu un aer de superioritate, exact. Uitându-ne de sus la cel în nevoie, da. Ci ne punem alături de ei. E foarte bine când Dumnezeu ne mai smerește din când în când. Da. Uneori e dureros, uneori ne frânge chiar. Mm-hmm. Ascultându-te pe tine, Dina, mi-am dat seama că cele mai eficiente, dar și cele mai provocatoare relații de mentorare au fost cele în care am permis, spre exemplu, fetelor dintr-un grup mic sau, mă rog, din diverse contexte, să umble în viață cu mine. Asta a însemnat că m-au văzut și când m-am enervat în trafic, m-au văzut și când am fost obosită, și când am cedat, și când m-am bucurat, adică le-am lăsat să mă citească ca pe o carte deschisă. E foarte provocator și în același timp mereu am gândul ăsta în minte. Mă gândesc la Sfântul Apostol Pavel, care în multe instanțe spune asta, urmați-mă pe mine, și o spune cu o îndrăzneală fantastică. Adică eu n-aș putea să mă ridic și să spun, ia călcați voi pe urmele mele. Dar Pavel o face și mi-am dat seama că o face nu dintr-o îndrăzneală care provine din siguranța de sine, ci din credința pe care are în adevărul suprem. Însă totuși ne responsabilizează treaba asta, pentru că întrebarea care cred că trebuie să ne punem noi în dreptul nostru este, bun, dacă cineva chiar ne urmează, unde ajunge? Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Exact. Știi? Deci, noi putem să mentorăm prin viață și prin cuvinte. Deci și copiii noștri, deci copiii din familiile noastre, îi mentorăm cu viața în primul rând și apoi prin cuvintele, prin îndrumările pe care le dăm. Dar dacă nu ești mireasmă lui Hristos, dacă nu ești lumină și sare, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur spune, familia este biserica mică și în biserica mică se dau examenele. Acolo se probează autenticitatea ta. Deci nu când ești pe platformă, ci în familie, unde copiii te urmăresc în tot felul de situații, și acolo trebuie să croiești cărări drepte cu picioarele tale, pentru ca cuvintele să aibă efect. Căci dacă viața nu are efect, cuvintele nu au efect. Da. Fac contrariu, probabil, exact, știi? Exact, irită. Da. Atunci irită, da. Știi? Și împietresc și da, blochează. Și blochează, da. Sigur. Daniela, din punctul tău de vedere, din unghiul tău, care ar fi răspunsul tău? Cine poate fi mentor? Mi-a plăcut foarte mult ce-ați spus și cred și eu că, mai ales dacă ne gândim în contextul bisericii, e nevoie de cineva care să fie credincios, vulnerabil, și aș mai adăuga înțelept și poate discret. Iar toate acestea nu sunt suficient dacă acea persoană nu este disponibilă. Așa cum ai spus și tu, Adelina, să fii disponibil, să-ți deschizi ușa casei tale și să îl lași să te vadă. În același timp și tu să-l vezi pe el, dar și el să te vadă pe tine. Și cred că asta... De asta avem nevoie, de oameni care să fie disponibili, să se lase să fie văzuți. Și, într-adevăr, asta denotă o mare responsabilitate. În termeni biblici, mentorul este ispravnicul credincios și înțelept pe care stăpânul l-a pus peste slugile sale ca să le dea hrana la vremea potrivită. Sigur, este vorba de hrana în contextul nostru, de hrana sfătuirii, de hrana stării de vorbă, a comunicării de la suflet la suflet. Îndrumare, da. Uneori. Îndrumare, da, poate, da, da, sigur. Da. Chiar mă gândeam la tine, Dina, că noi ne-am întâlnit anul trecut, nu pe chiar vremea pe, asta. Aproape pe vremea asta, într-un context relativ oficial, dar cel mai mult... a crescut atașamentul meu și prietenia mea cu Dina, cu tine, vizitându-te acasă. Acasă. Acolo unde e cel mai naturală, cel mai deschisă. Și
De multe ori e greu, de multe ori te-am văzut obosită. Nearanjată, ai spus. Nearanjată. Te-am mirat că arăt și recent. De când am când. Dar e cel mai plăcut. E cel mai plăcut și, da, trebuie și un pic de curaj. Aș vrea să îndreptăm discuția noastră, pentru că revin la ce ați spus mai devreme în emisiune. E vorba și de o chemare. Da. Cum descriem chemarea asta? Și care e modelul pe care îl urmăm? Că suntem chemate la sau chemați la ceva și de cineva. Da. Deci, eu cred că Dumnezeu ne-a cunoscut de la întemerea lumii, ne-a întocmit ADN-ul de atunci. Deci toate abilitățile noastre erau în prima celulă, în zigot din care ne-am format. Și Dumnezeu ne abilitează, ne dotează într-un anumit fel, pentru că are în vedere o anumită chemare. Deci pentru fiecare om Dumnezeu are un traseu și ne dotează în conformitate cu traseul respectiv. Și ne scoate în cale oamenii și situațiile și contextele ca acele abilități să se dezvolte și ne îndrumă pe calea pe care dorește El să o urmăm. Modelul meu suprem este Iisus Hristos. Deci este impresionant când privești la viața Lui, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, coborât între noi, în praful, în noroiul nostru, apoi învățând oamenii, hrănindu-i, curățind leproșii, vindecând bolnavii și apoi încărcându-se cu păcatele tuturor oamenilor și devenind blestem pentru că a fost atârnat pe lemnul crucii în Golgota. Și pentru mine este modelul suprem și foarte interesant când intră în templu și îi se dă cartea sfântă ca să citească. El citește profeția care s-a făcut despre el cu 800 de ani în urmă prin prorocul Isaia. El a trăit în secolul 8 înaintea noastre și zice el: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii și să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. După ce a închis Cartea Sfântă, a zis Iisus așa: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și nu sunt singurele, deci în Vechiul Testament sunt foarte multe prorocii privitor la el și dacă ne gândim la Isaia 53, tot capitolul este o prezicere cu exactitate a ceea ce va face Iisus. Deci modelul meu suprem este el și dar aș vrea să mă aseamăn tot mai mult și îl rog pe Dumnezeu acum la bătrânețe, zic: Doamne, așa aș vrea să mă ridic mai sus în sensul de să mă aseamăn mai mult cu tine, să te cunosc mai îndeaproape, la un alt nivel, că poți să-l cunoști la diverse nivele, nivel teoretic, nivel relațional, nivel experiențial. Deci aș vrea să-l cunosc mai mult pe el. Poți să adaug ceva? Te rog. Foarte mic aici. Nu de mult am văzut filmul ăsta The Chosen și așa de tare pune în... cumva în imagine, modul în care Iisus a umblat cu ucenicii lui 3 ani de zile. A avut o lucrare foarte importantă pe pământ și își petrece o mare parte din timpul ăsta gătindu-le, zice că le făcea de mâncare, le-a prăjit pește, i-a chemat la jăratec în anumite... Și a locuit împreună cu ei și au făcut lucruri împreună și așa e așa de puternic exemplul ăsta pentru mine că tocmai Iisus Hristos, care avea înțelepciunea lui Dumnezeu și era plin de Duhul Sfânt și putea să le predice toată ziua sau să le dea conferințe una-ntruna, umbla cu ei din punctul A în punctul B, ore în șir, pe drum, mâncau niște spice de pe... unde aflau și discutau despre ieșeau lucruri. Ieșeau la un pescuit. Ieșeau la un pescuit, mai umblau un pic pe mare, mai dădeau cakes, dar ideea este că făceau atât de multe lucruri practice pe care nu le-am considera de foarte multe ori mentorare și ucenicizare, dar tocmai în asta stă și relația despre care tu vorbești și asta facem și noi la Pas cu Pas și noi avem
un program în care efectiv faci lucruri pe care le face cu un prieten și care nu trebuie să constea în ce știu ce filozofie înaltă, ci în a face viață împreună, în pur și simplu a umbla prin lucrurile de toate zilele. Dar taina înțelepciunii lui Dumnezeu este că acum noi suntem chiar mădulare ale trupului lui Hristos. El este capul și abilitățile pe care ni le-a dat, noi le îndreptăm spre folosul altora. Atât de frumoasă este interrelaționarea din cadrul trupului lui Hristos în dragoste. Deci într-o atmosferă pur și simplu cerească, la modul ideal, la modul ideal. Mi-a rămas o idee pe care am folosit-o deja în vreo 2 sau 3 contexte pe care ați spus-o când ne-am întâlnit noi în apelul video. Și se leagă de ce spui tu, Dina, de umblarea asta de zi cu zi. Ați format atunci astfel, și anume că vă impresionează atât de mult calitatea aceasta extraordinară a lui Dumnezeu de a transforma orice lucru într-un câștig etern. Da, da. Deci el convertește vremelnicia în veșnicie. Mă duc foarte des la fiica mea care are 8 copii și acolo spăl vase, curăț legume și mă gândesc la versetul biblic: orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Deci eu slujesc nepoții, familia copiilor mei sau altă lume când pun mâna și lucrez, dar eu de fapt îl slujesc pe Hristos. Deci el convertește orice lucru în câștig, dacă ai atitudinea corectă și dacă nu o faci cu bombăneli și cu iar tot eu trebuie să fac, dar și asta eu trebuie să fac. Și cred că adevărul ăsta ne ajută foarte mult și în acele relații de mentorare, pentru că sunt convinsă, Daniela, că și în contextul vostru, de multe ori, în relațiile pe care voi le formați cu prietenii mai mici, poate că nu se vede rodul imediat. Sau sigur, poate că... sigur nu se vede imediat. Sau poate că am vrut să reformulez, poate că nu se vede nici peste o lună, două, trei, poate se vede doar după ani de zile. Sau poate că noi nu mai apucăm niciodată să-l vedem. Însă dacă trăim cu adevărul ăsta în minte, că orice gest făcut în dragoste și orice investiție poate să capete valența asta eternă, cred că ar trebui să ne dea așa un imbold diferit. Da. Acum, la vârsta mea, datorită vârstei pe care o am, văd rodul în ambii copii, în amândoi copiii mei. Deci, amândoi. Deci, cum i-a binecuvântat Domnul? Cum sunt în casa Domnului, investind în lucrările Domnului? Îmi amintesc că benișorul meu, băiatul meu, în clasa a doua, m-a întrebat: mami, de ce Ema ia note bune și eu iau note rele? Se dădeau note pe vremea aceea și în primar. Și eu nu i-am spus: benișor, pentru că tu ești prostuț și leneș, ci i-am zis: lasă că vei lua și tu note bune. Întotdeauna l-am încurajat și Dumnezeu l-a ridicat unde nu m-aș fi gândit. Deci foarte recent i s-a decernat un premiu pe plan internațional în Statele Unite și acum este implicat într-o lucrare a bisericii noastre, pentru viziunea bisericii noastre. Deci Dumnezeu, cum să zic, aduce vremea în care să vedem și în care putem vedea, cred că și fetița în care te-ai implicat, cu care te-ai implicat prima dată, acum vezi rodul după 13 ani. Așa. Da, dar ce mi-ați spus mai devreme, exemplu pe care l-ați dat cu fiul dumneavoastră, mi-a adus aminte de o altă poveste din cadrul relațiilor de acum, în care, într-o discuție cu mentorul lui, un copil se întreba dacă oare voi deveni un fotbalist celebru sau nu. Și mi-a plăcut atât de mult răspunsul pe care mentorul i l-a dat, zicându-i: indiferent dacă vei deveni sau nu un fotbalist celebru, și eu cred că ai șanse să devii, pentru mine tu vei avea aceeași valoare ca și om și ca prieten și voi ține la fel de mult la tine. Și asta mi-a rămas așa în minte, pentru că îi dai încredere acelui copil că el are valoare intrinsecă și prin simplu fapt că este creația lui Dumnezeu și că Dumnezeu a pus multe resurse în el și îl ajut să, doar să le acceseze sau să le vadă.
Poate că aici ar trebui să menționăm și faptul că Dumnezeu ne-a încredințat din puterea sa creațională și prin cuvintele pe care le rostim putem forma oamenii. Deci pot să-i încurajezi. Deci așa cum a zis mentorul, tu vei avea valoare pentru mine, indiferent, da? Poți să-i încurajezi sau cu cuvintele poți pur și simplu să-i blochezi. Dacă spui unui copil, vai de capul tău, niciodată nu vei ajunge nimic. Deci pur și simplu se va face așa, pentru că Iisus a zis, du-te și facă-se după credința ta. Și atunci de ce să n-am o credință bună înspre zidire, înspre dezvoltare, înspre ridicare? Chiar și atunci când pare că nu are sens. Exact. Chiar și atunci când, că bănuiesc că sunt și în contextul în care voi lucrați, Dina și Daniela, se investește în copii și parcă tot nu se formează ceva în ei și se vede mult mai târziu. Suntem pe final de conversație, dar am o întrebare surpriză. Este acest concept de mentorare un mandat pentru fiecare dintre noi? Sau nu? Într-o anumită măsură. Și într-un anumit context. Și într-un anumit context. Da. Cel puțin când, dacă este să aducem, hai să aducem discuția în ograda noastră, în spațiul evanghelic. Da. În biserică, în comunitățile de credincioși, este acesta un mandat pentru noi? Eu cred că da. Eu cred că da și îți spun de ce. Pentru că în 1 Corinteni 12, unde este vorba despre darurile spirituale, darul se dă spre folosul altora. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Deci darul ți se dă nu ca să ai, știu eu, niște galoane sau... Nu, darul ți se dă spre folosul altora, pentru că Scriptura zice, ce ai ca să nu fii primit? Și dacă ai primit, ce te lauzi ca și cum n-ai fi primit? Adică talentul specific care mi s-a dat spre folosul altora și nu pentru afișarea persoanei mele. Și eu sunt foarte convinsă de lucrul acesta. Apropo. Și la un moment dat am vrut și eu să pun întrebarea asta când spuneai, Piri, că noi am fost dăruiți cu ce avem nevoie ca să facem lucrarea pe care Dumnezeu ne cheamă să o facem. Și întrebarea era, oare numai unii au dar de mentorare sau toți? Și dar și chemare. Și am observat lucrul ăsta inclusiv în grupurile cu care noi lucrăm. Dacă întrebi de multe ori copii, ce vrei să faci când ești mare, ei zic, vreau să fiu voluntar, pentru că așa de mult m-au ajutat pe mine voluntari, încât vreau și eu să fac același lucru pentru alții. Și eu cred că acest adevăr devine tot mai comun și în lumea seculară. Ascultam un Simon Sinek ieri și el spunea că oamenii care nu-i ajută pe alții sunt foarte nesatisfăcuți și nefericiți. Dar în momentul în care încep să te uiți în stânga, în dreapta, nu contează dacă ești șef sau oricine e liderul al cuiva. Cineva are nevoie de tine să-l ajuți, să-l ridici și el lucrează foarte mult cu cei din armată, unde viața lor chiar depinde unii de alții și spun că acolo e satisfacția cea mai mare. Când oamenii încep să investească în alții și să-i ajute pe alții, ei înșiși se ridică. Și eu cred că lucrul ăsta e un adevăr universal, nu doar în biserică, ci Dumnezeu așa l-a făcut, ca noi să dăruim și să fim împliniți prin asta. Daniela, vrei să completezi? Eu aș duce aici un pic o altă valență. Mă gândesc că mentorul nu poate să se numească pe sine mentor, ci mentorul este ales. Atunci când cineva vede în tine, în dumneavoastră, un exemplu, un model și, cum ai spus, Adelina, vreau și eu să fiu așa, se lipește de atunci tine el vine înspre tine și acea persoană, în primul rând, trebuie să conștientizeze că da, am o dificultate sau am o nevoie și vreau să fiu ajutat și atunci, da, merg înspre cineva pentru că văd trăirea ta și îmi place, atunci te aleg să fii mentorul meu. Cum asigur, în programele de mentorat este ceva mult mai formal, dar în contextul bisericii noastre, așa, cred că mentorii sunt aleși de ceilalți. Și poate data viitoare, pentru că am lansat această întrebare chiar pe final și n-am avut timp suficient pentru ea, poate vom discuta un pic și despre mandatul din Tit, care este foarte specific dat de către Pavel femeilor din Biserica din Creta, așa că poate explorăm puțin acel pasaj clasic data viitoare. Vă mulțumesc foarte mult
pentru timpul ăsta, pentru discuțiile atât de pline de prietenie, de candoare și de înțelepciune. Mulțumesc că ați fost prezente aici. Și vă aștept data viitoare. Da, mi-am simțit foarte bine. Ne-am simțit foarte bine. Mulțumim. Mulțumesc tare mult pentru prezența voastră. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați petrecut timpul acesta împreună cu noi. Sperăm că a fost de un real folos. Ne vedem săptămâna viitoare. Vă doresc numai bine.